Numeroasele filtre organizate de către Inspectoratul Național de Patrulare cu ajutorul camerelor video de supraveghere care obligau șoferii la plata amenzilor aveau un scop mai mult decât nobil. Cel puțin asta reiese dintr-o investigație recentă făcută de către ziarul de gardă.md, potrivit căreia 50% din suma colectată din aceste amenzi urma să ajungă în bugetul unei companii private nou fondată cu ramificații în Bulgaria, Cipru, Slovacia și Ucraina, dar care era administrată de un moldovean. Firma dată a fost aleasă de către fosta conducere a MAI în calitate de partener privat pentru dezvoltarea sistemului automatizat de supraveghere a siguranței publice și rutiere din Moldova. Potrivit sursei citate, contractul între stat și partenerul privat nu a fost însă semnat pentru că, la câteva zile după desemnarea câștigătorului, guvernarea s-a schimbat, iar noua conducere a Ministerului Afacerilor Interne a inițiat o anchetă pentru a verifica activitatea firmelor care au câștigat proiectul. Totuși, dacă această schemă ar fi mers, atunci cele două părți urmau să oblige polițiștii să aplice șoferilor amenzi cât mai usturătoare și să instaleze camerele în locuri bine alese, împărțind în cele din urmă banii în mod egal.